BCM Upitești și-a definitivat programul de pregătire al acestei pauze competiționale. Elevii antrenați de Hristu Șapera au mai fost invitați la încă un turneu amical. Astfel, ei vor avea parte de 9 jocuri de verificare până la debutul campionatului. Argeșenii vor participa la Cupa Steaua, competiție care se va disputa între 6 și 8 septembrie în capitală. Aceștia vor lua locul unei echipe din Bulgaria care nu va mai face însă deplasarea în țara noastră. Ei vor întâlni pe lângă formația organizatoare Steaua CSM București și PCSU Ploiești sau Gazmetan Mediaș. Până atunci însă, la finalul acestei luni, mai precis între 28 și 30 august, formația piteșteană va participa la memorialul Elmer Tordai de la Sibiu. BCM își va măsura forțele cu CSU Sibiu, Umobitel Cocluș-Napoca și CSM Oradea. Va fi un prilej bun pentru ca tehnicianul Șapera să vadă la lucru și jucătorii aflați în probe. Am fost în tratative, suntem în tratative cu o serie de jucători. Și românii am ales, în momentul când am plecat erau bătuți în cuie, unii dintre ei, unii care au venit în probe și probabil care o să vină și în următoarea perioadă, probabil că primele 15 zile vor fi în probe, dacă vom fi mulțumiți cu turneele care le avem, probabil că îi vom opri, dacă nu continuăm, pentru că la ora actuală avem posibilitatea să chemăm mai mulți jucători, pentru că impresarii plătesc drumurile de avion, nu mai este cum era în timp să plăteam noi aproape totul, nu, acum s-a schimbat. Vrem să vedem cât mai mulți jucători și să fixăm un 6 străini probabil mult mai valoroși, să spunem așa, cu un 30 sau 35-40% decât ce am avut noi anul trecut. Ultimul turneu înaintea campionatului pentru piteșteni va avea loc între 11 și 13 septembrie la Craiova. Pe lângă SCM Universitatea din localitate se vor alinia la Start CSU Ploiești și Energia Rovinari.